Aleșii Oltenea au aprobat în cadrul ședinței ordinare de ieri rectificarea bugetului propriu. Administrația județeană a alocat o sumă importantă de bani pentru finalizarea lucrărilor la drumul către stația de transfer a deșeurilor menajere de la Balș. Avem o lucrare începută, un drum către stația de transfer deșeuri Balș. Pe acel drum a apărut o intervenție, trebuie să traversăm o conductă de gaze și au fost bani alocați pentru acea deviere. Suma alocată nu este însă suficientă pentru a finaliza această investiție, așa că vor mai urma și alte alocări de sume dacă se dorește ca recepția lucrărilor să fie făcută până la finele acestui an. În ceea ce privește deșeurile, din toate informațiile pe care le dețin, înțeleg că Comisia a înștiințat în cadrul procedurii o nouă etapă, cine a fost eliminat și cine a rămas mai departe în cursă și există contestații. Implementarea proiectului Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor din județul Olt nu a fost finalizată. Consiliul Județean Olt a fost nevoit să anuleze contractul încheiat cu firma familiei Prigoană pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere la depozitul ecologic de la Bălteni, după ce aceasta nu și-a îndeplinit obligațiile din contract. A fost organizată o nouă licitație la care au participat 4 firme. Societatea desemnată câștigătoare a fost contestată, procedura de atribuire a contractului neputându-se astfel finaliza până acum.